Bună găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a Cafenelei. Suntem în fața unei cafele și, mă rog, ceașca lui Costin nu se vede pentru că e în spatele cărții. O să vorbim despre o carte după amiaza aceasta. Invitatul este Costin Scurtu, doctor în istorie și managerul Muzeului Militar Național Regele Ferdinand, fila la Constanța. Costin s-a ocupat de un proiect care rememorează, de fapt, mișcarea socială și națională a lui Tudor Vladimirescu. Este un bicentenar, bicentenarul 2021-1821. Costin a întreprins, de fapt, câteva călătorii în Oltenia, acolo unde, de fapt, a fost nucleul mișcării, s-a controlat nucleul mișcării, după care a venit spre București. A publicat chiar și o carte legată de acest eveniment și, evident, ne-a făcut onoarea să fie prezent în studioul Cafenelei, să vorbim în fața unor cești de cafea și pahare de apă, despre cum s-a născut proiectul, despre călătoriile întreprinse, pentru că te-ai întors, înțeleg, acum două zile. Da, da. Și despre toate celelalte elemente care, practic, aduc o importantă însemnătate modernizării sau de acolo se pare că a început procesul de modernizare al României, care s-a încheiat, iată, în 2000. 2000, aș putea spune că este cumva încheierea mileniului și suntem, după unele surse, în postmodernitate. Bine ai revenit la Cafenea! Bine te-am găsit, să spunem și noi bună seara telespectatorilor și să ne gândim că a fost 1 iunie, ziua copilului. Ieri. Da, sigur că da. Tocmai de asta să spunem și noi la mulți ani, chiar cu gândul că ceea ce facem și aici în studio, dar ceea ce facem în instituțiile unde lucrăm fiecare, vorbim de cele de cultură, de învățământ, cele care sunt educaționale, toate au rostul de fapt de a răspunde unor întrebări. Da. Din vis-a-vis de trecutul comunității noastre, da, și în același timp de a limpezi, să spunem, niște perspective spre care am putea să ne îndreptăm cu încredere, cu speranță și apropo de modernizare. Să știm dacă avem nevoie de acea modernizare sau să rămânem la niște măsuri tradiționale. Sau linii, cadre generale tradiționale. Sigur că da. Costin, în fiecare 1 iunie, muzeul tău era înțesat de copii, da, în sensul pozitiv, în sensul bun. Da, da, da. Și muzeul din aer liber de tehnică militară, cred că e unic în România, sau de fapt mai este la București, încă unul tot la muzeul vostru. Nu, este unic în România pentru că are doar componenta de prezentare a tehnicii militare din dotarea armatei române din a doua jumătate a secolului 20, tehnică realizată pe baza licențelor care au fost folosite în timpul celui de-al doilea război mondial, dar ca perspectivă de expunere și de prezentare suntem unici. Și sperăm dintr-o lună în alta să avem și acele miguri pe care le așteptăm de câțiva ani de zile. De unde trebuie să venim, de la Cogălnicianu? Nu, ele vin din țară, vor veni acele piese, ele sunt, trebuie să treacă printr-un proces de pregătire și aici intervine factorul Muzeului Militar Național pregătire de specialitate. Pentru transport, da? Nu numai pentru transport, dar în același timp pentru a putea să corespundă elementului de clasare. De clasare, sigur, pentru, vorbim de patrimoniu și de integrare și trebuie să aibă o anumită siguranță pentru vizitator, ceea ce este foarte important că atunci când te afli în fața structurilor militare să nu fii pus în pericol, nici chiar dacă nu mai sunt folosite în ziua de astăzi. Miguri de diferite calibre. Migul 23 modele cu simplă comandă este în vedere și Migul 21 Lancer care nu se va mai ridica de la sol. Mm-hmm. Și așa practic decis, intră, da, sigur că da, ele vor fi schimbate cu F-16. Am înțeles. Bun, revenim la proiectul tău, Tudor Vladimirescu, avem aici de fapt o parafrazare foarte frumoasă, Tudor Vladimirescu și Renașterea Românilor. Costin Scurtu, autorul ești tu, la editura Măiastra, Târgu Jiu 2020. Felicitări pentru volumul, în primul rând, arată foarte frumos, mulțumesc, este deosebit, mulțumesc. Și îmi place și, mă rog, ediția așa... Proiectul este interesant. Selectă. Da, proiectul este interesant. Ai adunat aici de toate și chiar vreau să începem puțin câte puțin să ne vorbești despre această, până la urmă, întreprindere intelectuală, ca să o numim așa puțin neacademic. Este într-adevăr un eveniment pe care țara noastră îl are în vedere, îl marchează
îl comemorează, pentru că vorbim și de 200 de ani de la moartea eroului Tudor Vladimirescu. Da. Anul acesta, Ecaterina Todorović, Tudor Vladimirescu a fost declarat eroi național de către președintele României, dar proiectul a început de anul trecut, în timpul pandemiei, putem spune, când se avea în vedere acest an 2021 Tudor Vladimirescu, cum urma să fie pregătit. Ei bine, chiar de la Constanța, noi am trimis, să spunem așa, câteva propuneri către diferitele instituții, fie la nivelul național, fie la nivelul județelor. Voi adică Muzeul Militar Național. Muzeul Militar Național, dar atenție, vorbim de o asociație non-guvernamentală, Asociația Culturală Tomis, care este de reconstituire istorico-militară. Și în sensul acesta, am primit acele feedback-uri în care am fost întrebați, chiar puteți să recreați momente din luptele, din timpul Revoluției, tot Vladimirescu, am spus sigur că da. Uniformele, echipamentele de epocă, bineînțeles. O să le vedem pe imagine acum, o să rog pe colegii mei să le difuzeze. Foarte bine. Și în felul acesta am ajuns în situația de a participa la și a răspunde la cât mai multe evenimente create tocmai pentru a marca diferite etape în cadrul Revoluției lui Tudor Vladimirescu 1921, care practic vorbim de aici de mai bine de jumătate de anul 1921, dar efectul a fost uriaș începând cu 1922 prin revenirea la domniile pământene, eveniment care practic am putea spune că peste 100 de ani avea să se închidă acest cerc al renașterii istorice românești cu încoronarea regelui Ferdinand și regina Maria. După 100 de ani. Da, la Alba Iulia. Da, 1821, 1822, 1922. Sigur, Ionită și Sandu Sturza în Țara Românească, reînscăunat domn, și Grigore Dimitrie Ghica în Moldova. Sau este aici este foarte bine, tocmai că ei cei doi au mers la, aici este partea frumoasă de spus, cum s-au dus la Constantinopol, dar întâi au fost pregătiți de pașa de la Silistra, care știa limba română, și a seama că aceștia nu au bani suficienți și i-a împrumutat pe fiecare cu bani. De asemenea, i-a pregătit pentru partea aceasta diplomatică care avea pașa loc. Pașa de la Silistra, care era originar de unde? Din Rădăuți. Da, tocmai, sigur că trecuse la islamism. La islamism, bineînțeles, și a avut această ascensiune. Demnitate. Sigur că da. Și acolo aveau să fie primiți la nivel foarte înalt, ca să vedeți jertfa lui Tudor Vladimirescu. Și în condițiile de atunci, marile puteri, prin reprezentanții diplomatici, erau foarte interesați să afle dacă sultanul era pregătit să accepte sau nu. A fost o luptă diplomatică atât de mare încât marile puteri, și aici vorbim de Rusia, de Marea Britanie, de Prusia și de, bineînțeles, de austrieci, nu știau dacă aceștia vor fi până la urmă cei desemnați ca reprezentanță ai sultanului în țările române. Dar un lucru era clar. Ei nu au venit, nu au fost chemați, nu au fost așteptați întâmplător la Constantinopol. În momentul în care s-a aflat cine erau cei doi domnitori pământeni, vreau să spun că deja era și caracterizarea făcută. S-au prezentat toate datele despre cei doi, cât erau de pro otomani sau dacă cumva erau mai degrabă înclinați spre susținerea alianței cu Rusia sau da, cu Austria. Și de aici, când și-au dat seama că aceștia sunt pe principiul să preocupe de refacerea țării, pentru că vorbim de un secol de regim fanariot, care a fost un regim corupt, un regim dificil, un regim în care presiunea aceasta prin taxe și impozite de a prelua cât mai mult din averea cetățeanului, dar și a țării, avea să ducă la practic la această spoliere și bineînțeles că avea să fie și acest eveniment la spunea care face referire. Spunea documente programatice și spunea de fapt că boierii, care de fapt boieri cu numele, pentru că sunt mai degrabă tiranii noștri în documentele programatice. Și de aici tot Vladimirescu a avut în vedere nu odată, ci mai multe documente programatice și proclamațiile pe care din 23 ianuarie de la Padeș aveau tot să fie emise pe parcursul apropierii de București și chiar în București, tocmai pentru a putea să atragă atenția atât asupra factorilor decizionali interni cât și externi, că
este vorba doar de schimbarea acestui regim, de revenirea la tradițiile românești, de alegerea unui demnitar, unui reprezentant, unui conducător român care să aibă în vedere acest echilibru între situația internă a țării, adică să-și organizeze partea administrativă și, bineînțeles, să răspundă obligațiilor pe care le avea țările române, aici vorbim de tribut, de obligația de a participa la partea militară. Pe care Tudor nu l-a exclus. De fapt, i-a asigurat și pe otomani și pe ruși că, de fapt, mișcarea nu este îndreptată împotriva vreunui imperiu, ci este îndreptată împotriva proastei administrări, a stăpânirii a boierilor cei neomenoși sau ceva de genul ăsta. Aici trebuie să spunem că, de fapt, era speranța și a lui Tudor, cum era și a mișcării eteriste, că rușii vor interveni de partea celor două mișcări și va fi armata de eliberare a creștinilor în peninsula balcanică. În schimb, va avea un efect contrar, dezavoarea de către țar a celor două mișcări și atunci a fost clar că cele două mișcări, neavând susținerea unei mari puteri, în speță a Rusiei, șansele de a rezista din punct de vedere militar erau foarte mici, iar s-a văzut practic că mișcarea eteristă era o mișcare pornită mai mult dintr-un ideal, nu organizat eficient, fără resursele aferente purtării unui război, misiunile pe care și le atribuiau nu aveau să fie îndeplinite, mai mult decât atât, au ajuns până acolo încât să creeze o stare de tensiune între mișcarea românească și mișcarea eteristă, pentru că Tudor Vladimirescu nu s-a subordonat mișcării eteriste, dimpotrivă avea temerile sale, problemele sale. Avem deja ales imagini pe fundal, au pus colegii mei. Da, de deja vorbim. Sigur, și vreau să spun că după prima acțiune de la Pade, și aici vedem diferite imagini din țară unde am participat, dar atenție că am avut și o activitate la Biserica Greacă, unde de eterie. Da, sigur că da, tocmai pentru că idealurile erau comune. Eliberarea, efortul, da, jertfa era foarte a fost la momentul respectiv, la 1921, pe teritoriul Greciei, a fost a avut un efect asupra opiniei publice europene, un impact atât de mare încât practic se cerea Imperiul Otoman să-și oprească acțiunile de represalii împotriva grecilor și mai târziu, bineînțeles că și împotriva locuitorilor din țările române, doar aceea aceste armate au considerat că era momentul în care trebuia să dea o lecție celor care se ridicaseră pentru libertate. Iar marile puteri nu erau pregătite pentru a accepta un afront de genul acesta. Dimpotrivă, voiau să păstreze un echilibru de putere. Suntem după înfrângerea lui Napoleon Bonaparte, iar da, și după Viena, congresul de la Viena, da. Tocmai Viena, trebuie să spunem că era centrul Europei la momentul respectiv, acolo vorbim de Bruxelles, de fapt, în ziua de astăzi. Acolo se dădea tonul politicii europene și diplomației. Exact, și diplomația era aceea, trebuie să nu permitem nicio mișcare, nicio insurecție, nicio răscoală, totul trebuie să fie pus sub stăpânire și să nu fie pus celor trei imperii. Sigur că da, vorbim de Sfânta Alianță, dar aici suntem în contextul în care aceste puteri voiau să-și păstreze practic controlul asupra regiunilor, așa cum erau stabilite la Viena. Și de aici avem acele elemente care trebuie să avem un fapt foarte important de prezentat. Suntem într-o mișcare de identificare, de renaștere națională, nu numai în partea asta de est de Europa, ci vorbim de la Atlantic, de la Portugalia, de la Spania, de la Italia. E deci, întreagă mișcare insurrecțională, cu siguranță, spune, da, tocmai că aceste idei, moderne, de tip burghez, vorbind de liberalism, toate aceste idei erau deja cunoscute. Iar la timpul respectiv funcționau foarte bine acele mișcări secrete, acele asociații secrete, tocmai frățiile care aveau rolul de a crea condițiile favorabile răsturnării și modificării regimurilor existente în unele state, dar bineînțeles că puneau sub semnul întrebării această putere a imperiilor și atunci le-au luat această decizie ca să reacționeze de fiecare dată
în acord cu celelalte, nu întâmplător, Imperiul Otoman a acceptat întâi acordul Rusiei pentru a interveni în țările române, deci nu și-a trimis imediat armatele, după care a luat decizia să trimită acele pașale care erau în jurul țării românești și vom vedea practic așa cele trei adică fronturi. Așa, niște demnități, niște funcționari otomani care se numeau pași și care, suntem de fapt, pe zone, deci vorbim de parte regională, așa, și erau cinci, vorbim în zona aceasta. De exemplu, Brăila primește, pașa de Brăila, pentru că era pașală Brăila la timpul respectiv, a primit ordinul să intervină în Moldova. Și prima acțiune pe care o avea să o facă avea să fie tocmai spre Galați, deoarece se considerau îndreptățiți să răzbune moartea turcilor care fusese omorâți de eteriști la începutul anului. Iar acolo au murit, din păcate, civili, oameni înarmați. Deci a fost o reacție foarte dură. Ei, Tudor Vladimirescu a avut în vedere că acest război să nu se poarte, de exemplu, în București. Când a primit informația că trupele otomane au trecut Dunărea și trecuseră pe trei coloane, prin trei zone, tocmai pentru a avea în vedere zona capitalei, zona Munteniei, dar și zona Olteniei, alege să se retragă din București într-o zonă pe care știa că poate să o mențină sub control foarte multă vreme, în spate având munții și, dacă era nevoie, putea să se retragă în Austria. El era cunoscător de limbă germană. Da, pentru că făcea negoți cu vite, cu austrieci, cu ceară. Și, deci ceară, vite și mai vindea ceva. Deci ceea ce se făcea la timpul respectiv, cu siguranță toate. Era un boier de rang mijlociu, nu era chiar așa, să spunem, scăpătat cum îl prezintă istoriografia comunistă, făcând din el un proletar. De fapt, era un boier, că spune de fapt, o parte a boierilor susțin că pornirea slugerului Tudor nu este rea. Adică sluger înseamnă, de fapt, un rang boieresc până la urmă. Da, și el a participat, a lucrat în sistemul militar, dar a lucrat și în sistemul regimului fanariot, deci al birocrației din timpul respectiv. Da. El avea, de exemplu, sarcina să aprovizioneze curtea, armata, cu hrană, cu ce erau cele trebuincioase la timpul respectiv. Dar a putut, prin sprijinul pe care l-avea din partea unor boieri și mai ales capacitatea sa militară. El avea un grup în spate de panduri, de moșneni, de oameni liberi care încep să-și piardă drepturile și atunci aceste nemulțumiri adunate. Tudor Vladimirescu era cunoscut și în calitatea de militar, cum bine ai spus mai devreme, tocmai pentru că luptase alături de acești panduri în războiul ruso-turc din 1906-1912 și avea și să fie... a fost chiar ofițer superior acolo. Ofițer, sigur, da, și decorat, și decorat, așa este adevărat. Și de aici, practic, a putut să-și pună în evidență calitățile sale militare. Trebuie spus foarte bine că momentul acesta al dezvoltării și organizării mișcării revoluționare din 1921 nu a început la 23 ianuarie 1921 prin proclamația de la Padeaș. A fost un eveniment foarte bine pregătit, premeditat. În primul rând, erau necesare resursele financiare pentru a putea să aibă parte de armament, de alimente, să la primul semnal deja pandurii să-și cunoască căpetenile, locurile de organizare, să-și pornească acel nucleu militar. De aici trebuiau să adune alte elemente care să le atragă în structurile militarizate. Mai mult decât atât, vedem că după 23 ianuarie, de momentul Padeș, această armată, acest nucleu avea să se oprească la Țânțăreni, în apropiere de Craiova. Aparent, am spune, domne, acolo a decis Tudor că este un loc potrivit. Vă pot spune foarte bine că cei care apreciaseră zona respectivă ca fiind importantă din punct de vedere strategic, fuseseră austriecii cu aproape 100 de ani înainte, când au avut sub stăpânire câteva decenii, această provincie a Olteniei, în care strategii timpului respectiv au analizat cum se poate apăra mai bine Oltenia și au spus aici este o zonă în care se adună 8 drumuri, este foarte aproape de munții din zona Banatului și zona Transilvaniei și mai era ceva. A doua linie de apărare o reprezentau
mănăstirile, da, care erau întărite și fortificate. Și de ce, da, și de ce tocmai acolo? Era o distanță rezonabilă pentru alarmare și pregătirea în cazul de luptă, dacă cumva trupele otomane din, de la Dacale, de la Vidin, de la Giurgiu ar fi trecut în zona aceasta de operații spre Craiova, de exemplu, atunci ei puteau foarte bine să reacționeze și să se pregătească militar. Ce însemna militar și aici era bine. Cu sistemul de căruțe, cum trebuiau pe mai multe aliniamente, care erau aripile. Vedem toate aceste detalii militare care, dacă le luăm pe fiecare în parte, denotă foarte bine conceptul militar al acestui acestei revoluții. Aceste de aici, mișcări, de fapt, în urmă. Această mișcare revoluționară, tocmai că s-a pus multă vreme întrebarea de ce nu este răscoală și este mișcare revoluționară. Luată prin aceste elemente programatice, documentele de care spuneam mai devreme, dar și prin conceptul militar pe care l-a folosit. Deci nu a fost strategie, foarte bine pusă la cap, luptă, cu siguranță. Da. Iar finalitatea reprezintă chiar schimbarea regimului. Da, asta, da, aceasta finalitatea, este. Da. Mai avem doar 3 minute și pentru a nu te întrerupe cu temele importante, aș vrea pentru cele 3 minute să te întreb dacă a avut o legătură faptul că te-ai născut în Târgu Jiu și ai copilărit acolo cu rememorarea acestor evenimente și cu publicarea acestei cărți. E până la urmă o datorie morală a ta pentru Târgu Jiu? Da, cu siguranță este un vis împlinit, un vis care îl port din anii de gimnaziu. Pentru că școala în Târgu Jiu. În Târgu Jiu, da, și liceul acolo. Pentru mine această pasiune pentru cunoașterea trecutului, a istoriei, am avut-o dintotdeauna. Asta și datorită faptului că provin din acest neam de istorici, dar cum spun și de moldoveni și de olteni autodidacți, care tot timpul au avut în vedere de a pune în evidență valorile trecutului și îmi spuneau că odată ce cunosc trecutul, știu ce mă așteaptă pentru ziua de mâine, pentru că istoria se repetă și știm să ne alegem mai ușor și să înțelegem mai ușor și vecinii noștri. Iar pe de altă parte vorbim de un proiect de 10.000 de exemplare cu această carte. Tipărite, da? Sigur că da. Un adevăr, număr fabulos pentru tirajele de acum, nici care înseamnă 500, 1.000 de exact, volume. N-a fost ușor să fiu eu, să zic așa, cel desemnat în final pentru acest proiect. Am prezentat, bineînțeles, mai multe propuneri pentru a putea realiza tematica, iar faptul că astăzi copiii din județul Gorj toți vor primi această carte este tocmai pentru a le aduce această mulțumire și a le da șansa să înțeleagă că astăzi suntem cu mic, cu mare, acolo, în istorie. Și mai este acel gând. Împreună putem să facem istoria și împreună o scriem. Iar pentru viitor, ce facem astăzi este important. Da, sunt convins de lucrul acesta și e onorant, de fapt, și pentru cei care vor primi cartea pentru copii. Da, deja a început să ajungă pe băncile copiilor. E un manual pentru fiecare dintre copiii care studiază la gimnaziu sau la liceu. Foarte bine făcut. Îmi place mult cum l-ai structurat. Puțin mai jurnalist, așa, da, tocmai pentru a putea să atragem atenția. Da, mai ușor. Și am plecat de la ideea să vedem ce înseamnă zona aceasta Olteniei, cum a funcționat, pentru că în spatele unui personaj, cum este Tudor Vladimirescu, este de fapt o mentalitate a locului, da. A timpului. Sunt, sigur, sunt mult mai multe elemente care au făcut ca prin această explozie reprezentată într-adevăr de figura proeminentă a lui Tudor Vladimirescu, de fapt să avem în vedere o societate. O societate care avea să renască și, cum bine ai amintit de la început, practic vorbim de 2 secole în care evoluția aceasta are această lespede, spunem, la bază, care se numește Revoluția din Țara Românească, condusă de Tudor Vladimirescu în 1921. Sigur că da. Luăm o scurtă pauză și revenim, Costin. Te rog frumos să nu te pot întrerupe după aceea ca să ne povestești mai departe. Doamnelor, domnilor, revenim în partea a doua a Cafenelei cu invitatul acestei ediții, istoricul Costin Scurtu. Rămâneți alături de noi, doar 2 minute vom reveni.
Am revenit în partea a doua a cafenelei de astăzi, domnilor, domnilor. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, reamintesc că invitatul este vorba de dr. Costin Scurtu. Costin este managerul Muzeului Militar Național Regele Ferdinand, filiala Constanța, și autor al acestui volum interesant despre care vorbim astăzi la cafenea și care rememorează evenimentele de acum 200 de ani, evenimente încadrate în mișcarea socială și națională coordonată, condusă de Tudor Vladimirescu, despre care am învățat cu toții la școală. Ce ai făcut în Oltenia? Că ai fost în mai multe localități și mai multe locuri, într-un periplu, să spunem așa. Așa este. Tot în virtutea acestui moment bicentenar pe care îl marcăm în țara noastră, e bine, vreau să spun că am fost în Oltenia, am fost în Muntenia, dar am fost și în Bucovina. Și acum este în Dobrogea. Și acum suntem în Dobrogea. Numai că aici nu prea ne desfășurăm. Asta e partea a doua. Deci nu ne desfășurăm mai mult în țară. Dar pentru că sunt întrebat de atâtea ori ce facem cu festivalul Tomis, ce facem cu festivalul Dapix, pot să anunț telespectatorii că ambele festivaluri se vor ține. Festivalul Tomis va fi la sfârșitul lunii august, în ultima săptămână din luna august. Sper să fie tot în lângă Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, lângă Terme, unde am făcut ultimii ani. Sigur că este locul cel mai bun și, într-adevăr, reprezintă, din punct de vedere al tematicii pe care noi am ales să o punem în valoare în ultima vreme. Și mai mult decât atât, pot să spun că și festivalul Dapix se va ține la Megidia între 9 și 12 septembrie anul acesta. Tocmai pentru a putea să răspundem la cât mai multe solicitări și a da posibilitatea celor care doresc să fie alături de noi într-un număr foarte mare, cum s-a întâmplat în anii trecuți, să nu fim în situația de a limita din diferite motive temeinice legate de această perioadă dată de pandemie și post-pandemie. Iar ca reprezentare, frumos este să spunem că în Oltenia, cu filialele Asociației Culturale Tomis de la Galați, de la Urziceni, de la București, de la Craiova, de la Arad, de la Buzău, am reușit să punem în scenă, să spunem, în diferite locații, fie în interior, fie afară, în spațiu liber, în parcuri, în zone special amenajate, această poveste a lui Tudor Vladimirescu și mai ales a pandurilor. Adică și celor... reconstituirea armatei lui Tudor cu uniforme, cu sigur tot ce am văzut noi aici. Această reconstituire a însemnat un efort foarte mare, pentru că acest efort nu a fost susținut din alte buzunare decât din cei ale colegilor noștri, camarazilor noștri și, bineînțeles, că cu acceptul familiilor noastre. Este un efort pe care noi l-am acceptat cu generozitate, tocmai pentru a putea să înlesnim publicului posibilitatea de a înțelege și mai bine ce însemna societatea noastră de acum 200 de ani, pentru că n-am avut mai în vedere uniformele respective, fie că vorbim de panduri, de teniști, din toate armatele din epoca respectivă, dar am avut în vedere să reconstituim și secvențe din viața civilă. Și aici poveștile sunt foarte interesante, tocmai pentru a arăta că speranța către o viață pașnică, o viață echilibrată, mai bună, a existat dintotdeauna. Bineînțeles că am recreat acele momente de cum a fost trecut Oltu, de exemplu, spre Slatina, unde trebuiau să acționeze, să se adune trupele. Bineînțeles că am refăcut momentele în care Tudor este în negocieri cu boierii și așa mai departe. Și aici putem să amintim de Târgoviște, de Caracal, unde la Caracal, de exemplu, am avut chiar și retragerea cu torțe seara. Da, ce frumos! Dar, bravo, sigur, bravo! Că, da, bineînțeles, aici am fost, aici am avut și sprijinul jienilor, pentru că acolo se află povestea foarte frumoasă a lui Iancu Jianu.
Și s-au păstrat aceste tradiții frumoase cu Călăresc, cu tot, de a duce mai departe această poveste a boierului Iancu Jeanu, care devenise haiduc, dar până la urmă avea să scape cu viață pentru că avea să fie cerut în căsătorie și așa. O lege ocultă, de fapt, trebuie să spunem spectatorilor, da? Plasa această, mă rog, condamnare la moarte într-o responsabilitate feminină, deci una, dacă era necăsătorit haiducul respectiv condamnat pentru a fi practic ucis, acea doamnă, domnișoară, îl cerea în căsătorie, da. Și el de fapt scăpa, se răscumpăra cumva, cu condiția să se căsătorească cu acea, și Iancu Jeanu se căsătorește chiar cu o domniță de viță nobilă. Ei, pentru că aici, în film, în avem, da, și un film, da, cu siguranță. Un film în istoriografia românească. Am amintit în carte despre el, tocmai este singurul film făcut pe tema Tudor, da? Tudor Vladimirescu, iar el capătă nu întâmplător în timpul Revoluției calitatea de demnitar diplomatic al lui Tudor. Merge să negocieze în numele, sigur, lui Tudor, da, la, la Silistra, cu acea, cu acel pașă. Da, de care vorbeam, da, dar va ajunge să fie arestat în final, va fi eliberat după ce se va închipa evenimentele revoluționare din țara românească și revine în țară, află toată povestea groaznică cum a murit Tudor Vladimirescu și în zona Romanațului de atunci, Caracalului de astăzi, da, acolo avea el domeniile și povestea aceasta Moșia s-a păstrat, sigur că da, s-a păstrat și de aici tradițiile. Dar putem spune de Târgu Jiu, de Padeș, putem spune de Țânțăren, de Craiova, de exemplu la Craiova, și aici vorbim de Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. Da, care îi poartă numele, de fapt. Unde am participat, unde s-a deschis chiar și o sală dedicată special personalității și Tudor Vladimirescu și Revoluției 1921 cu această ocazie în cadrul acestui frumos colegiu militar, și a avut loc chiar și o conferință unde au participat prin aceste căi moderne de comunicare, da, da, așa, platformele și colegii noștri de la video. Colegiul Militar din Constanța, aici sub conducerea domnului profesor Adrian Ilie. Adrian e tot istoric prieten cu noi. Sigur. Apropo, paradoxal, Costin, Liceul Militar de Muzică din București poartă numele lui Tudor Vladimirescu, da? Este undeva situat în Bulevardul lui Lumaniu, cel puțin așa știu eu că se numea acum, nu știu dacă într-adevăr mai poartă acest nume, știu că acum 15-20 se numea în felul acesta, și mai avem o celebră uzină de auto, de fapt de autoutilitare din București, care purta numele Tudor Vladimirescu. Păi vorbim de un alt regim. Da, un alt regim, da, care în anumită măsură reconfigura, rebranduia acest nume revoluționar. Care căuta, de fapt, acele elemente identitare comune româno-sovietice, da, la timpul respectiv. Și divizia. Și avem și divizia. Anei Paucăr, Tudor Vladimirescu se numește. Tudor Vladimirescu, da, sigur că da, controversată și atât de puternic analizată, și știm foarte bine că tocmai acești militari care rezonanța a fost puternică lui Tudor, juraseră regelui Mihai, aveau să jure și regimului comunist, se considera că ei nu și-au respectat onoarea, că nu și-au respectat cuvântul, dar presiunea care a fost acolo în lagăre asupra acestor militari i-a făcut, român, să, trebuie să spunem, i-a făcut, da, român, evident, i-a făcut să aleagă viața lor, să-și aleagă viața, și ei au devenit acei activiști de partid care vor prezenta, practic, vor deveni nucleul, au constituit nucleul armatei române populare după 1948. Da, 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 48, da, sigur, da, că da. Așa este. Revenind, Costin, vorbind despre acest periplu, acest itinerar al vostru cultural, foarte frumos, a spunem așa, reconstituit, exact cum am mers Tudor cu armata, ați mers și voi. Da, am mers până acolo la Târgoviște, ca să te completez puțin, că mi-a ridicat mingea la fileu acum, să spunem că am participat și la Târgoviște, unde acolo am refăcut momentul tragic, da, al arestării de la Golești și, bineînțeles, la Târgoviște, unde a fost dus la Târgoviște și avea să fie omorât, ne-am dus chiar în locurile respective. Da. Deci, totul am păstrat acele momente de reculegere. Am fost într-o implicare totală vis-a-vis de datele istorice și locațiile unde s-au petrecut diferitele evenimente de acum 200 de ani. Am mers chiar și la casa memorială Tudor Vladimirescu din Vladimir, județul Gorj, unde acolo s-a desfășurat un ceremonial tocmai pentru a aduce
onoare memoriei lui Tudor Vladimirescu și a fost un ceremonial cu prezentare militară, au venit camarazii de la Brigada Internațională de la Craiova, am avut reprezentare din partea instituțiilor naționale, județene și locale acolo, dar momentul emoționant, pe lângă participarea noastră firească cu tematica respectivă, cu aceasta legată de tot Vladimirescu și mișcarea revoluționară de acum 200 de ani, a fost prezența copilor care, prin cântecul lor, prin amintirile lor, prin poveștile pe care le relatau, cum au înțeles ei cine a fost tot Vladimirescu, a fost un moment foarte, foarte emoționant. Am înțeles. Dar special știți ce a fost? Ce anume? În Bucovina. Ce tare. Ne-am dus în Bucovina cu câțiva colegi, am avut parte de o invitație în localitatea Ciocănești, care era momentul în care se desfășura un festival al încondierii oului și în acest cadru care era dedicat, eram în ajun de Paști, pentru o asemenea simbolistică aveam să venim și noi povestea cu Tudor lângă Ștefan cel Mare. Vreau să vă spun că am primit atâtea aplauze, am avut parte de turiști, de oameni care unii cunoșteau povestea, alții nu, și toți aceștia au ținut să spună, da, acum înțelegem că Tudor Vladimirescu, tocmai prin această reconstituire pe care noi am exportat-o, să spunem așa, a reprezentat, de fapt, o poveste cu care noi ne identificăm astăzi. Și bineînțeles că aveam să ajungem chiar și la Năsăud, la Muzeul Grăniceresc Român. Foarte frumos. Tocmai pentru a veni cu această poveste. Da. A fost în zona aceea comandată panduri. Totuși, în istoriografie se scrie foarte puțin despre trădarea lui Tudor. A fost trădat de proprii oameni. În parte, istoriografia spune că, de fapt, anumiți ofițeri ai armatei de panduri s-au dedat la diverse acte de indisciplină. Le-a pedepsit foarte dur, ceea ce cumva i-a nemulțumit pe membrii restului trupei, care cumva s-au îndepărtat, a fost mai ușor de izolat și de prins Tudor. Dar până atunci, totuși, boierii care susțineau de la Brașov, de fapt, l-au susținut și după aceea s-au refugiat la Brașov de frica turcilor. E o constantă, așa să spunem așa, în istoria noastră, nu în cea scrisă, în cea întâmplată evenimențială, Horia Cloșca, Crișan sunt trădați de frații români, deși se duc să să le facă viața mai bună cu petiții la împăratul Iosif al II-lea, sunt trădați de români. Mihai Viteazul este trădat și el de români. Burebista, facem toată agenda. Da, pentru că totuși... Dar Costin, și Decebal a fost astăzi, trădat de români. Da, și Decebal, de propriul lui confident. Și astăzi vedem o sumedenie de trădări, chiar în partide. Unii fac mari pe anumiți tinerei, după care ea pleacă în cealaltă tabără, pentru că acolo... Ce se întâmplă cu noi? De ce avem chestia asta? Hai să o spunem deschis aici, că totuși Tudor, dacă n-ar fi fost părăsit de oamenii lui, probabil că ar fi fost mai greu de prins și poate n-ar fi fost ucis, poate că ar fi rămas foarte multe lucruri, nu știu, consemnate sau fapte, sau poate lucrurile ar fi ervolat mult mai bine ale modernizării, lucrurile legate de modernizare. Sigur. Cuza a fost trădat și el la rândul lui de armată și de... Ce se întâmplă de fapt cu noi? Genetic avem chestia asta în sânge, trădarea care ne costă, pentru că aliații noștri în diferite evenimente ne consideră în felul acesta. Așa. Pe noi, pe români. Din punctul meu de vedere, despre trădări putem să vorbim în orice parte a lumii. Da, adevărat și lucrurile astea. Sunt de acord cu afirmația, da? În al doilea rând, nu poate să fie societatea românească nici atunci, nici astăzi, nici în viitor mai slabă sau mai bună decât alte societăți din jurul nostru sau de aiurea din lumea aceasta. Ceea ce a demonstrat în istoria noastră capacitatea de jertfă, de eroism, este egal cu ceea ce denotă și acea, hai să căutăm cuvinte subțiri, micime a oamenilor care și-au urmărit doar propriile interese. Și nu cele, să spunem, naționale. Ale comunității. Da, am înțeles. Ei, această luptă s-a dus și se duce în permanență. În momentul când avem o reprezentare la putere, are un anumit limbaj, și când aceeași grupare care a pierdut puterea
și ajunge în opoziție, are alt limbaj. Și l-au inversat. Da, alt discurs. Parcă și-au schimbat gura și mintea și inima. Da, să știi că discursul de la opoziție este perfect adaptat realităților pe care le discută societatea. Iar când ajung la putere, se schimbă discursul unilateral și e steril. Nu mai spune nimic discursul acela. Ei, de ce spun lucrurile acestea? Nu pentru a încuraja sau descuraja pe cei care ne privesc acum, ci pentru a putea să discernem acolo unde se produce manipularea, dezinformarea și mai ales să înțelegem că această corupție se petrece în jurul nostru, s-a petrecut în jurul nostru. Nu este sfârșitul lumii, cum nu este nici începutul lumii, că ea a ieșit doar de 30 de ani de zile. Da. Din păcate, în ziua de astăzi, efectele corupției, dacă nu reușim să le aducem sub un control, niciodată nu vom scăpa de corupție. N-am înțeles. Pentru că această zonă gri în care își acționează aceste elemente de corupție, de dominație și mai ales de zone de influență, de control, au o caracteristică care este întreținută atât din partea internă, dar sigur are și o corelare cu partea externă. Dovadă, momentul la care avea să fie asasinat Tudor Vladimirescu nu a fost făcut de români. El avea să fie ucis de teriști. Da, de greci. Dar de ce s-au retras comandanții, capitanii noștri? Din două motive. Au primit un ordin, da. Trebuiau să execute un drum spre Pitești. El, urmând ca să se înțeleagă cu acei reprezentanți eteriști, da. El se considera corect la momentul respectiv. Pe de altă parte, cei care știau de aranjamentul pus la cale de către eteriști erau nemulțumiți din faptul că era foarte sever, foarte aspru, pentru că la timpul respectiv oamenii nu știau atât de multă carte. Ei se luau după ceea ce simțeau. Impactul emoțional și mai ales teama că ar putea și ei să pățească cum au putut. La fel, da. Dacă ar îndrăzni. Să se retragă. Cu siguranță. Ei, și de aici nu a mai fost decât un pas ca cei care au creat acel complot să-l izoleze, Tudor să ajungă în mijlocul acelor complotiști în speranța că va obține o anumită comunicare și Tudor știa că ca să reziste împotriva turcilor trebuia această colaborare cu eteriști. Numai că eteriștii ce au gândit? Scăpăm de Tudor și punem noi mâna pe toate resursele de efective, militare, pe care, dar au pus mâna pe o parte din ele, pentru că din momentul ăla când s-a aflat că Tudor este mort, atunci a dispărut și ideea de conducător, nu mai avem pe cine urma. Și s-au dispersat, de sigur fapt. Că da. Iar cei care au rămas și au luptat, vorbind de bătălie de la Găleșani, e bine, au dovedit foarte clar că ceea ce plănuise Tudor, ceea ce organizase din punct de vedere militar a fost perfect corect, perfect adevărat, gândit iar strategic. Respectiv au fost militar. Da, gândit așa strategic. Este. De altfel, Alexandru Ipsilanti, conducătorul eteriștilor, cel care a dat ordinul, de fapt, ca Tudor să fie ucis, va sfârși, deci ultimii 7 ani din viață, îi va petrece în detenție. Cu siguranță. El a va fi arestat la Viena, dacă nu mă înșel, în Austria. În Austria, el a trecut în Transilvania, imediat avea să fie arestat, a încercat să negocieze, a sperat că să ajungă în Viena în ideea de a renaște, să spunem așa, această mișcare, dar el era deja dezavoat și era izolat. Sigur că da. Dar uite că atât ideile sale, cât și ideile tot Vladimirescu aveau să se împlinească, Grecia avea să pornească spre drumul de recunoaștere acestei libertăți. Da, și vor deveni stat în 1830, la 7-8 ani cu siguranță. Distanță, da? Iar noi puțin mai târziu, la vreo 40 de ani, 1859. După câteva decenii. După câteva decenii, da. Da. Fără doar și poate, ca să folosim un termen academic, așa un termen mai degrabă din limbajul cotidian, colocvial, aceste mișcări, de fapt, în special mișcarea lui Tudor, este considerată începutul modernității românești în toate perspectivele sociale, pentru că Tudor a demonstrat că se poate, cu organizare internă, să fie creată o mișcare clară, se poate pune în discuție statutul celor privilegiați, pentru că
se spune sigur. Fiecare să-și câștige practic existența din ceea ce face, să desfințeze privilegiile, ceea ce avea să fie reiterat la 1848. Da? Și mai avem înființarea armatei. Armate, vorbim da, de da, învățământul în limba da, română, da, da, da. Vorbim practic de recunoașterea acelor drepturi calități pe care societatea românească avea nevoie de ele pentru a se moderniza. Da, 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 da. Un lucru ca să înțelegem, uite, pot să oferim acum un... Gheorghe Lazar va fi cel care va înființa învățământul în limba română. Și a fost unul dintre cei care l-au sfătuit pe Tudor Vladimirescu. Atenție, cum să-și organizeze sistemul defensiv, cum să relaționeze cu armata, cum să facă documentele diplomatice. Aveau multiple cunoștințe, Costin. Erau cunoscători ai matematicii, diplomației, ingineriei. Da? Produs la școlii ardelene. Da, sigur, sigur. Tocmai, observăm că acest spațiu românesc... Lazar și Gheorghe Șincai, cel care va contribui în mod substanțial la crearea învățământului românesc, din țara românească și îi avem pe cei doi, aș putea spune, dacă vrei, în prim planul culturii românești moderne. Pentru că de la punerea bazelor limbii române s-a construit ulterior totul. Și nu întâmplător, Tudor Vladimirescu avea să citească o carte despre Dacia, da, Petre Maior. Petru Maior, da. Și va ajunge în timpul cât a fost la București să trimită chiar o scrisoare către boierii de la Iași în care le propunea o colaborare în acest spirit comun de a se împotrivi regimului fanariot, de a trimise depeșe împreună în alta poartă, de a se înțelege clar că nu se vrea războiul, ci pur și simplu doar revenirea la acele norme românești pe care le-a avusat cele două principate. Deci vedem cum această idee a spiritului românesc a funcționat de fiecare dată. De asta spun, eu nu sunt pe principiu să pun în față elementele negative pe care le are societatea, și pozitive, da. Dar într-adevăr faptul că ele s-au petrecut, asta arată o teamă, o reținere, o altă percepere a realității, dar și o influență care poate să vină nu doar la nivelul interior, ci și din partea intereselor externe. Astea sunt valabile peste tot, în orice istorie a lumii pe care am putea să vedem. Vorbim de Marea Britanie. Și Marea Britanie se afla în perioada respectivă, chiar trecusă printr-un război, printr-o situație foarte delicată, cu recunoașterea autorității regale și... ridicându-se din această criză, avea să capete acea valoare și o să o vedem mai târziu de mare putere colonială și maritimă, cum era bineînțeles la timpul respectiv. Ca să vedem un singur detaliu, criza în care se aflau țările române era prin această fraudare a monedelor. Da. Pentru că nu controla nimeni, nu avea o autoritate internă, încât fiecare care trecea prin țările române, venea cu acele falsuri și din cauza aceasta economia țării române avea foarte mult de suferit. Sigur. Credibilitatea era aproape la pământ monedei, legată sigur. De dezvoltarea aceasta și schimburile comerciale. Deci cât de mult se impunea această organizare. Nu întâmplător, vedem că printre primele instituții după Revoluția din țara românească avea să fie practic organizarea, cum a spune astăzi, Ministerul de Interne, Ministerul din Lăuntru de la timpul respectiv, sigur, în care poliția avea una dintre sarcini. Administrație, granițe, numărarea populației și modul în care documentele aveau un circuit. De altfel, leul va apărea puțin mai târziu, sub cuza, și avem și pe Tudor pe o bancnotă de 25 de lei, în diferite forme, în diferite ediții. De remarcat, da? Ca să cum tot vorbim aici de partea asta de istorie și să-l aducem câteva momente importante, Nicolae Bălcescu. Deci după ce a murit Tudor Vladimirescu de teamă de a nu fi considerați că ar fi fost colaboratori ai Tudor Vladimirescu, că ar fi slujit sub Tudor Vladimirescu, ei bine, se produce momentul în care se așternu liniște. Da. Nimeni n-a fost, nimeni n-a participat. Era această teamă. Nu se știa de fapt cum vor reacționa marile puteri. Turcia, cum la momentul respectiv devenise un factor de presiune. Da. Și era armata prezentă aici, încât au trebuit foarte multe demersuri ca Imperiul Otoman să-și retragă trupele din cele două principate. Deși au făcut câteva stricăciuni la sud. Ei bine,
Nicolae Bălcescu avea să-l dea exemplu și mai mult decât atât avea să folosească experiența pandurilor, când la 1940 societatea aceasta secretă a încercat o lovitură, frăția să dea o lovitură, o lovitură de stat, dar nu a reușit. A fost desconspirat și chiar Nicolae Bălcescu avea să ajungă în închisoare și de acolo a prin boala, exil, da, da, prin boala pe care a nu căpătat-o. De, acolo. Ei, de aici îl găsim în Revoluție, mai târziu, ca negociator și vedem că într-adevăr în final avea să moară în, pe pământul italian. La Palermo. Da. Ei, în tocmai acolo îi pune calitățile în valoare. Acolo Nicolae Bălcescu este primul care recunoaște meritele de care noi vorbim astăzi ale acestui mare om, erou, care a fost Tudor Vladimirescu, iar jertfa sa s-a dovedit a nu fi întâmplătoare, era, a fost, cum să spunem astăzi, un om care era peste timpul și înaintea timpurilor. Cei din jur l-au înțeles mult mai greu. Și mai puțin. Și mult mai puțin și din cauza asta au luat deciziile așa cum le-au înțeles fiecare. Să ne gândim că el avea o cultură, reușea să vorbească multe limbi, circula în străinătate, pe când ceilalți erau obișnuiți să execute, trăiau într-un mediu mai restrâns, da. Frica era dată pentru condițiile de viață care sigur erau destul de grea timpul respectiv. Îți mulțumesc că a expirat timpul. Știu că și trebuie să le spunem telespectatorilor că va apărea și un al doilea volum despre Vladimirescu. Cu siguranță. În vară, undeva. Te invit să revii. Știu că faci lucrări la muzeu. Trebuie să mai vorbim despre multe aspecte pentru că nu ne-a ajuns timpul. Îți mulțumesc mult, felicitări pentru acest manual, până la urmă, un manual pentru copii, pentru elevi și de la gimnaziu și de la liceu. De ce nu pentru fiecare dintre noi, cei care știm mai puțin despre Vladimirescu, succes în ce vei face de acum încolo cu toate demersurile tale instituționale și culturale și să ne reîntâlnim la cafenea. Îți mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc și o seară bună tuturor! Mulțumim! Doamnelor, domnilor, timpul trece, trebuie să încheiem și noi emisiunea, ne oprim și noi. A fost Costin Scurtu, doctor în istorie și autorul acestui volum pe care l-am și prezentat la începutul emisiunii, despre care am vorbit. Un volum care, iată, va fi produs în 10.000 de exemplare și care prezintă, de fapt, Revoluția lui Tudor Vladimirescu la bicentenar, la 200 de ani. Evenimentele sunt interesante, sunt povestite pe înțelesul fiecăruia dintre noi. Eu sunt Ana Chetușa, noi ne revedem mâine seară la o altă temă de discuție și la alți invitați. Până atunci, toate cele bune, la revedere!